pot să zic că am dat o părticică din sufletele noastre acolo, pe fiecare bucățică și pe fiecare scenă și pe fiecare momentel lucrat, lăsând totuși să primeze energia copilului și propunerile lor. Niște biestre dintr-o gară, niște biestre dintr-un tren, niște biestre cu care ne ciocnim și pe care mai apoi lăsăm în urmă fără să însemne nimic pentru nimic. Asta se va sfârși azi. Am văzut un lucru foarte bun. Am văzut o echipă care s-a descurcat în momente mai dificile. Am văzut niște copii minunați care au trecut peste orice moment neprijemn. Știți care este cel mai rău lucru pe care vi-l puteți face singuri? Să aveți încredere în persoanele greșite. Am învățat asta pe pielea mea. Toți oamenii care au avut încredere m-au junghiat pe la spate. Piesa noastră Adevăr și Provocare. Ați văzut niște momente de sinceritate, monologe, pe care le-ar spune părinților. Pentru că cumva la vârsta lor ăsta e cel mai sensibil subiect despre care poate să vorbească și de acolo vin foarte multe frustrări, foarte multe probleme, foarte multe bucurii de asemenea. Original, parodie, scris, gândit de copii. I-am dat titlul, aici m-am impus eu puțin. Am făcut o ședință cu ei, ar fi vrut să se numească Respir în culise. Dar am zis că acțiune, repetiție, stop, sună mai bine. Stop! Tu ai în al șaselea simț? Știi dinainte că te omoară? Din nou! Acțiune! Multă fericire, multă bucurie și multă iubire pentru ceea ce au hotărât și au ales că vor să facă. Iar pe mine mă fericește teribil.